prețul combustibilului a explodat chiar în primele zile de la începutul anului. Dacă pe 31 decembrie 2021 un litru de motorină standard nu depășea 6 lei și 10 bani, acum, după două săptămâni, prețul s-a majorat cu mai bine de 20 de bani. Iar majorarea ar putea atrage după sine scumpiri și în alte domenii, inclusiv la alimente, atrag atenția specialiștii economici. Puțin în ultima parte a anului trecut s-a văzut o revenire a activității economice, chiar dacă am avut, din păcate, iarăși o creștere a incidențelor cazurilor de COVID. Economia a început să-și rea ritmul și observăm că sunt cereri destul de mari, cheltuielile, de exemplu, cu prețul transporturilor aproape că s-a dublat, s-a triplat în ultimul timp. Și atunci această revenire a activității economice, dar nu numai România, ci la plan european, la plan mondial, duce la cheltuieli mai mari cu transporturile. Avem bunurile, se deplasează mai mult, în cantități mai mari. Și atunci aceste creșteri de cereri de prețuri pentru combustibili duc la majorarea prețului la pompă. Urmează noi scumpiri. Nu începem săptămâna bine anunțându-vă lucrul acesta. Guvernanții știu, stau de dimineața până seara în ședințe. Fix la ora asta e o ședință a celor de la PSD, PNL, UDMR. Se preocupă chipurile de facturile noastre la energie și la gaz. Bună seara, doamna Barcari, dumneavoastră, în curând și domn profesor Hader de la Alma Mater, de asemenea economistul Adrian Negrescu și vicepreședintele PSD Gabriel Zetea. Vorbim în prima parte a emisiunii despre măsurile astea economice pe care guvernul se tot face că le ia în sprijinul populației năpăstuite, nu? De scumpiri, de facturi sau cum e? Mi se pare doar. Eu sunt convinsă că lucrurile se învârt în jurul unor alte interese. Și ar trebui să ținem cont de faptul că țara asta există nu pentru interesele unora, ci pentru cetățeanul român. Și atâta timp cât cetățeanul român este pur și simplu strivit de prețuri, atâta timp cât industria aia cât a mai rămas și care e foarte prețioasă, tocmai pentru că este atât de puțină și de ce s-a mai putut salva, va fi și ea anulată și distrusă. Eu zic că astea sunt lucrurile cele mai importante, nu creșterea prețurilor energiei. Acum, pe de altă parte, haideți să ne uităm de ce au crescut aceste prețuri. Aceste costuri se datorează unor dotări speciale, a unor elemente de mare tehnică sau știu eu ce, când sunt exact același lucru. Gazele ies din pământ fără bani. Doar transportul lor și nu costă mult mai mult. Iar energie electrică, noi avem foarte multă energie verde, cea obținută prin centralele hidro, adică hidrocentrale, cea de la Cernavodă. Nu mai avem aproape deloc pe cărbune. Și totuși, în situație de criză, ele pot fi reactivate. Ele pot fi repuse în funcție. Pentru că e mult mai important să trăiască cetățeanul român și industria să existe, decât să câștige niște șmecheri. Bun, dar pe chestiunea asta a crizei facturilor la energie, vorbim din toamna anului trecut. Știau. Până una alta, ministrul actual al energiei se vorbește în seara asta că s-ar anunța fie demisia, și-ar anunța demisia, acest domn vorbește, sau premierul i-ar cere demisia. Dumneavoastră ați fost martor și ați văzut că acest domn vorbește când una, când alta. Acu zice una, acu zice alta, acu că a zis ce a crezut el în sufragerie, după aia zice ce crede pentru țară. Eu nu știu ce să înțeleg cu acest domn, care nu știu cât de, cum să spun, cât de bine mobilat e pe tema asta și pe funcția pe care e. De altfel, societățile astea care au apărut, ANRE și alte chestii, și sunt foarte gras plătite, eu n-am înțeles care e funcția lor. Că dacă îi întreb de ce n-au făcut ceva, zic, asta nu-i treaba mea. Păi, nu e treaba lor să informeze, nu e treaba lor să coordoneze, nu e treaba lor să protejeze interesele. Dar ce treabă au, în afară de că iau bani mulți? S-a alăturat discuției economistul Adrian Negrescu. Bună seara, domnule Negrescu, prin Skype. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara tuturor și domnule. Ne uităm, domnule Negrescu, discutăm despre această temă extrem de interesantă. Da, ne uităm la ședința coaliției unde vin cu tot felul de pachete, de măsuri în criza facturilor la energie. Avem timp să detaliem, poate avem și declarații indirect de acolo, poate și demisia sau demiterea actualului ministru al energiei, s-a tot vorbit în ultimele ore, dar până una alta explicați-ne că viitorul nu sună bine, ca să parafrazez un slogan la modă.
Carburanții, nici n-am dat seama, s-au scumpit iarăși în ultimele zile. Ce înseamnă asta? Carburanții s-au scumpit cu 6% în ultima lună, iar adică benzina cu 6%, motorina cu 5,1%, adică un plin de benzină ne costă cu aproape 20 de lei mai mult decât luna trecută. Iar perspectivele e că barilul de petrol să se ducă spre 100 de dolari. Asta înseamnă că prețul carburanților va ajunge probabil din nou la 7 lei, așa cum s-a mai întâmplat anul trecut. E o problemă cu care ne vom confrunta și care vine să pună gaz pe focul acestor scumpiri cu care, iată, ne confruntăm la energie și gază. Și toate pentru produsele. Pentru care încă nu există soluții. Există numai promisiuni și propuneri, dar nimic concret, cu perspective, cu un calcul concret legat de impactul acestor măsuri, ca să ne dăm și noi seama, într-adevăr, despre ce este vorba. Pentru că acea lege a compensării și plafonării s-a dovedit un fiasco. S-a dovedit că nu arată, de fapt, decât o mică parte din populație și firme. Bun, e chestiune de câte zile sau luni, deși mă îndoiesc, când vom vedea scumpiri la celelalte produse, cele de bază, că se tot discută acum, PSD vrea TVA zero la alimente, de pildă, că asta ne preocupă. Păi TVA-ul nu este atât de important. O secundă, doamna Bacari. TVA-ul nu este atât de valoros. Valoroase sunt aceste scumpiri de energie pe care le plătesc toți producătorii, că toți plătesc și motorină, plătesc și gaze, plătesc și curent electric și toate astea scumpindu-se sunt mult peste TVA. Deci TVA-ul nu face să lovească decât în banii de la stat, nu și în banii de la cel care produce. Deci e paliativă povestea. E paliativă și noi cetățenii vom plăti enorm de mult de acum încolo. Toate se vor scumpi fără oprire. Ce spune doamna Balcari are dreptate. E doar măsură complementară eliminarea TVA-ului, dar care totuși reprezintă o gură de oxigen în condițiile în care în momentul de față TVA-ul la alimente e din 9%. Adică am putea reuși să mai reduce din prețurile alea. Dacă într-adevăr comercianții de produse alimentare nu vor exploata momentul și vor crește prețurile, să sperăm că nu se va ajunge la acest lucru și că statul va avea mecanismele să controleze oarecum ceea ce se întâmplă în economie. Ar fi o măsură bună pentru că au făcut-o polonezii, au făcut-o ungurii, au reușit să reducă TVA-ul și să ajute practic populația să cumpere măcar produsele astea de bază, pâine, ouă, lapte, carne, pâine, astea să le cumpere la niște prețuri mai mici și cred că este o măsură bună. Pe de altă parte, da, ce spuneam și doamna Bărcare, are dreptate. Marea problemă este să reduci prețurile la energie, acolo e problema mare. Au crescut tarifele pentru companii, pentru IMM-uri de 6-7 ori. Păi cum să reziști, cum să produci ceva în România când îți cresc costurile de 6-7 ori de pe lună pe alta? Vă dați seama că este absolut imposibil. Domnule Crescu, nu poți duce totul în prețuri. Nu vă uitați ideea, am o informație de breaking news. Să apuc doar să-i dau bună seara domnului profesor universitar Hader, Anton Hader. Bună seara, mulțumesc că ați ajuns. Breaking news. La mulți ani că e Sfântul Anton. Trebuia să-ți facem ședința coaliției în plină desfășurare. Sunt tensiuni la ședința aceasta coaliție, unde liderii PSD-PNL de față s-ar fi ajuns totuși la un compromis până pe 31 martie. Atenție! Prețul energiei electrice să fie plafonat pentru clienții casnici la 0,68 de lei pe kilowattoră. ANRE nu ar fi însă de acord cu propunerea PNL și ajungem iarăși la factorul politic pentru că ANRE are un șef de la PSD. Hai să vedem, domnule Negrescu, în primul rând ce înseamnă. Se pare că e varianta PNL-ului pe care pe asta au agreat-o, da? Până pe 31 martie, prețul energiei plafonat pentru consumatorii casnici la 0,68 de lei pe kilowattoră. Nimic nou sub soare, ca să zic așa, pentru că în momentul de față plafonul e undeva la un leu. Dar cu compensările de rigoare cobor pe la 6,067. Deci nu se schimbă absolut nimic pentru mare parte dintre cei care beneficiază de compensări. Deci e praf în ochi sau ce e asta? Care consumă... Deci, da, e un fel de praf în ochi. Pentru cei care, într-adevăr, consumă mai mult decât baremele alea artificiale impuse de autorități, da, poate fi o gură de oxigen. Dar pentru restul populației, cei care s-au încadrat în limitele alea de consum, adică au stins lumina și au pus o pătură mai groasă pe ei în plină iarnă, da, s-ar putea să fie aproape nimic. Nimic, pentru că, într-adevăr, plătesc 0,67 și în momentul de față. Bun, deci în momentul de față... Cred că e mai interesantă reducerea de TVA. Cred că propunerea de reducere de TVA la 5% s-ar putea să fie una mai interesantă. De ce? Pentru că în momentul de față, la o factură de energie electrică de 300 de lei, aproape 100 de lei sunt taxele pe care le plătim. TVA, accize,
cota pentru energie verde, între ghilimele, tot felul de taxe și impozite pe care le plătim statului. Deci o treime aproape din acești bani se duc la stat. Ar cam trebui și statul să strângă cureaua și să ajute într-o perioadă de criză și populația și firmele. De electroliză este foarte grav. E foarte grav ce se întâmplă acolo. Cum să nu ne punem problema? Cum să sufocăm industria? Cum să eliminăm din ce mai avem? Și oamenii aia ce mai au să muncească? Ca să se scumpească energia, lăsăm oamenii fără pâine pe masă? Se poate? Mai bine ieftinim, Doamne iartă-mă, energia asta. Ar fi interesant ca acest plafon să nu se adreseze numai persoanelor fizice și persoanelor juridice, adică companiilor. Asta e marea problemă. Asta este. Da, noi încercăm să salvăm populația, dar omorâm economia. Ne-am omorât economia. Omorâm și unii și alții, că populația muncește în ele. Occidentale, deci practic noi am liberalizat piața, am dus prețurile la maxim la nivelul occidental, dar nu avem salarii românești, avem o economie slab capitalizată, vulnerabilă, fără bani, care trăiește de o pe zi pe alta, care e înglodată practic în blocajul financiar. Plățile se fac undeva la nivel 3-6 luni între firmele din România, pentru că nu au bani cu ce să plătească. Vă dați seama că a venit și acest vălug al scumpirilor, practic le-a îngropat pe cele mai multe dintre IMM-uri și vedem în fiecare zi tot fel de cereri de insolvență. Vorbim printre partenerii noștri, dar se închid multe școli. Firme de insolvență, care în fiecare zi contabilizează noi companii care pun la cotul pe ușă că nu mai pot pur și simplu să supraviețuiască în această situație. Vreau, domnule Negrescu, deci, sper că această măsură să se aplice nu numai din punct de vedere electoral, populației, cât și companiilor. Păi stați că nu știm care dintre ele, că e zânzanie mare, domnule profesor Hader, în coaliție. Deci ăștia, băieții ăștia de la putere, în plină criza facturilor, de vreo 2-3 luni a început, da? Suntem cam caragiale, domnule. Ei acum dezbat idei, domnilor, dezbat idei. Deci PNL-ul, informația asta pe surse, de-am dat un regim de breaking news, se pare că câștig de cauză ar avea cei de la liberal, pentru că a ieșit domnul Câțu, vedem imediat, și PNL-ul, care propune în discuțiile astea din seara asta, reglementarea pieței de energie pentru consumatorii casnici timp de 9 luni, cu 68 de bani pe kilowattoră, cum ziceam. PSD-ul vrea altceva. O să vedem imediat ce. Domnule Bucur, când ai dereglementat prost, chiar infect, e greu să mai reglementezi. Cum ziceți dumneavoastră că vrea reglementare? Păi când ai făcut o lege a privatizării, cum să-i zicem, liberalizării, sau cum zic ei, a liberalizării, au zis, nu? Cine poate să o mai îndrepte? Câte vreme nouă, domnul Câțu ne-a spus de zeci de ori că o să fie bine, domnule. O să scadă prețul. Era o domnișoară de la USR, Prună. Am avut multe emisiuni cu ea. Ne-a spus, cum să nu? E de bine. Toată lumea spunea că e de bine. Și am ajuns în această situație, astea scârpeli, că vrea 1063 și mă bucur că PNL-ul își dă seama de situația în care suntem. Pentru că ei au fost unii dintre artizani în vechiul guvern. Acum caută să îndrepte, dar e foarte greu. Cei ca mine care veneau să le spună nu e bine și o să vedeți că o să se mărească prețurile după ăla care dă mai scump, spuneți-mi. Ne spuneau că suntem nostalgici, că suntem depășiți, că suntem... Și uite-te că în depășirea noastră am avut dreptate. Spuneți-mi cum rezolv eu situația de la Universitatea Transilvaniei din Brașov, unde rectorul a făcut contracte pe gaze de 5,6 ori mai mari decât anul trecut. Spuneți-mi ce să le zic eu rectorilor care și-au pus paradoxal speranța în mine, iertați-mi lista de modestie, ca eu să rezolv ceva. Mă duc pe la guvern și să încerc să fac ceva. Și am vorbit astăzi cu domnul Câmpeanu la Cinzeze și vă spun ce mi-a spus. Să ajungem în situația în care să mai primim bani. Și mi-a zis ministrul Educației la următoarea rectificare. Păi și până atunci, iar până atunci am discutat așa, ca între profesori universitari și ca între oameni care ești în două viață. Au venit mai mulți oameni din Ministerul Educației, ne-au spus că ei au făcut școală mulți prin Anglia și că pe acolo curentul electric se gospodărește foarte bine, nu se lasă becurile aprinse, energia termică, seara un pic, dimineața un pic, în timpul iernii, în timpul nopții, cam zero. Și știu acest lucru și de la hotelurile valoroase ale lumii. Nu-ți dau o energie termică tot timpul că vrei tu să stai la 24-25 de grade. Te țin până la 19-20, lucru pe care eu nu pot să-l accept, că am fost învățat să dorm liniștit până la 23-24 de grade. Deci va trebui și noi, conceptual, să ne gândim la așa ceva, pe principiu că nu facem risipă. Dar una peste alta, te arunci tu, duci energia la prețuri peste cele din Europa, iar salariile
de 4 ori mai mici decât în Germania, de 5 ori mai mici decât în Marea Britanie și pot continua. De câte ori mai mici decât în Germania? 4-5 ori. Eu zic că mai mult. E, nu, la medie, da. Ne grescu. La, mă refer la salariu minim, da. Ne uităm pe pachetul propus astăzi în spațiul public. Da. Da, ne uităm, domnule Negrescu, de banii care ne arată concret cine are de câștigat de aia e, aia e. Asta e. La energie și gaze. Guvernul, pentru că s-a locomit, a văzut prețuri mai mari, a văzut că încasează mai bun, păi, gata, și a rezolvat problema. Nu duduia economia, bugetar, domnul Negrescu. Duduia, ne spunea prim-ministru Câțu, da, duduie economia. Păi duduia din astea, din peșii. Uitați comparație, uitați-vă un pic la stânga-dreapta, la pachetul propus de PNL, nu, actuala lege a domnului Popescu, ministrul energiei, și ce propune PSD-ul. Da, ne uităm pe un exemplu de factură la energie, contract vechi la 0,54 kWh, cantitatea, factură de bază, valoarea facturată, cât iese pe legea actuală a domnului Popescu, 189, la jumate, zic cei de la PSD care și... Nu știu, ne uităm pe... Sunt mai multe astfel de exemple. Noi le rulăm în timp ce discutăm. Sperăm că e destul, da, de clar. Hai să le explicăm telespectatorilor ce propun cele două partide. În primul rând, PSD-ul propune o creștere a baremurilor acestea de consum. Pentru că e absurd. La 350 de kW pe lună, dacă pui un calorifer electric în priză, unul de 2000 de W, păi termini cantitatea aia în 10 zile, adică fără nicio problemă. Și practic după aceea plătești preț neplafonat, necompensat. Deci asta e ideea, să creștem puțin plafoanele astea sau să eliminăm, sfatul meu să le eliminăm pentru că sunt absurde, da, și inhibă consum. Oamenii trebuie să consume energie electrică, mai ales familiile cu copii, să se încălzească, nu să stea pentru întuneric de teamă că le vin facturi mai mari. O prostie, la energie electrică, domnule Negrescu, lumea asta în care trăim. Păi la energie electrică ne scoatem. Pentru că 1,3 milioane de bucureșteni cred că cei mai mulți se încălzesc cu energie electrică. Pentru că n-au. Dar să știți că la energie electrică românii cam se pot descurca cu 300 decât dacă nu bagă reșouri în priză. Sau la gaz e altceva. Ia uitați-vă la gaz. Uitați-vă la gaz. Uitați-vă. E dezastru. Acolo e marea problemă. Acolo e creșterea. Și acolo, dacă ai o centrală termică și ții mai mult de 4-5 ore cum pe zi, cum să se ajungă 200 de metri cubi? Pe căldură s-a terminat plafonul în câteva zile. Da. Într-o două luni de zile Ai consumat mii de metri cubi. Și uitați-vă ce valori. Valori care depășesc salariul minim pe economie. Deci un om, și chiar dacă sunt doi oameni cu două salarii minimi sau puțin mai mari decât salariile minim, păi cum pot să plătească ei așa ceva și să mai și trăiască? Și dacă mai au și copii, ce mai fac? Eu nu înțeleg cum de domnul Popescu, care e acolo de vreo 2 ani de zile, dacă nu mai mult, nu a mișcat nimic. Acum face pe omul care e nevinovat, deși toate lucrurile s-au desfășurat acolo, sub ochii lui. Dar ANR-ul n-a intervenit la nimic. ANR-ul, asta pentru este. Ce ia bani? ANR-ul, pentru ce iau bani? ANR-ul, Dorina, de ani de zile, nu face mai nimic. Păi tocmai, și de ce îi plătim? Iar acum fiți atenți că dacă se va ajunge să se reducă prețurile cum ar fi normal, ne dă peste cap și bugetul. Categoric. Pentru că noi avem 1317, domnule Bucur, miliarde de adunat. De la 1170 anul trecut. Adică vreo 130 de miliarde în plus, ei au făcut socoteala pe baza acestor prețuri fantastice pe care le-au. Deci ne dă peste cap bugetul. În felul ăsta ajunge și cu pensiile în cofă, că acel 9,4% din PIB se duce, care acum e 8,7-8,8. S-ar putea să-l atingem sau să-l depășim. Categorii. Deci rețineți că lucrurile se complică. Pentru că, repet, când ai plecat cu ceva și ai distrus, nu mai reconstruiești decât dacă faci legea liberalizării de la început. Dar și acolo, v-am spus, va afecta enorm bugetul. Enorm. Pentru că sunt bani foarte mulți care intră. Deci le convine și politicienilor acum. Treaba asta, criza aceasta, domnule Negrescu, aruncă coaliția în aer? Pentru că nu se înțeleg pe lucruri funciare, oamenii ăștia. Da, cu siguranță vor fi tot felul de probleme între ei, pentru că, într-adevăr, vin cu viziuni diferite și nu s-au înțeles de la început ce facem cu energia. Deci, cred că primul lucru când au negociat această coaliție trebuie să gândească ce facem la iarnă cu prețurile la energie și gază, pentru că știau în ce se bagă, știau pentru ce fac. Și, din păcate, nu-l văd pe premierul Ciucă să iasă
public, să stea de vorbă cu jucătorii din piață și să-și asume rolul de premier pentru care îl plătim. Nu-l vrem, nu vrem un premier care să ne citească de pe prompter la televizor cât de bine va face el. Nu, vrem un om implicat care să arate că se întâmplă niște lucruri, pentru că pe domnul ministru Popescu l-am văzut. Una ne zice într-o zi, alta ne zice alta. Plătiți-vă, nu vă plătiți facturile. Luați măsuri, nu luați măsuri. Faceți plângeri, nu faceți plângeri. Vrem pe cineva concret și nu numai din prisma telespectatorului vorbesc asta, din prima omului de afaceri care să dea predictibilitate și să-și asume niște decizii. De-aia e premier acolo, de-aia se spune că nu e implicat. Păi, nu știm, domnul Negrescu, despre ce e vorba. Joace rolul de mediator. Nu știm. Aici trebuie să fie cineva profesionist care înțelege ce înseamnă structura economică și industrială a unui stat. Asta trebuie să înțeleagă, nu tot felul de... Dar nu trebuie de... neapărat să fie prim-ministru, Dorina. Trebuie să fie miniștri, oameni din cabinet, da, nu, consilieri. Ministru, îți e un consilier bun pe zona asta. Păi să te ce trebuie neapărat să fie prim-ministru? Se poate pricepe la toate. Dar era domnul Câțu, ne-a spus că o să fie bine de tot. Păi și atunci, cu cine am ales? Acum depinde de marca țigărilor pe care le avea el. Da, noi nu fumăm. Spuneați că nu-l vedeți pe premierul Ciucă dând ochi în ochi cu... antreprenorii din sector. Ei bine, a pus portărei să amendeze, că doar așa poate da satisfacție poporului, nu? Enelul astăzi a fost amendat de ANRE, unde băieții plătiți cu sume de 10.000 de euro pe lună. E, uite, fac ceva, și Enelul susține că facturile la gaze au fost corect emise. Pe de altă parte, ANPC-ul, Protecția Consumatorilor, a amendat și el cu niște multe sute de mii de lei, companiile din energie care au emis facturi defectuoase în întreaga țară. Acum, nu știm unde e adevărul. Da, domnul Bucur, dar tot statul are de câștigat, pentru că statul încasează banii de amenzi. Noi, populația, exact. Noi companiile nu câștigă nimic din amenziile astea. Dimpotrivă, am fi vrut să vedem că statul vine cu reglementări care să statueze ceea ce ne promitea domnul Popescu. Nu vă plătiți facturile, că nu veți plăti penalizări. Până să vedem ceva concret pe zona asta, sfatul meu este să ne plătim facturile așa cum sunt, pentru că în contract comercial între persoană fizică și companie, între companie și între compania aici care furnizează servicii și cea care furnizează. Acolo e un contract foarte domnul clar. Domnul Negrescu, aici o problemă mare. Ce face omul care nu are bani, cel care are un 1000 de lei acum pensie? Dar speța, doamna Barcali, dar speța ministrului actual al energiei Popescu, care îndeamnă la nesupunere civică și zice nu plătiți facturile. Ia păi trecut. Pentru asta nu trebuie să plece la el acasă. Ia trecut. Și mai grav, ia trecut. Cred că i-a trecut, pentru că o prostie mai mare ca asta, o prostie mai mare ca asta nu putea să facă. Adică, taman tu, ministru, ne îndemn pe noi să nu respectăm legile. Că, în fond, o factură e o lege. E drept că trebuia să-i descopere că au greșit, dar cine l-a ținut să nu el descopere? El trebuia să ia măsuri imediate și să iau o hotărâre prin care să se revizuiască facturile emise între data cu tare și cu tare și atunci acele facturi puteau să fie suspendate. Repet, ca plată. Repet, informația zilei pe surse, sunt tensiuni mari în coaliție la ședința din această seară care încearcă să tranșeze criza facturilor la energie. Domnul, și să se certe, ar putea culmina să cu demiterea domnului Popescu de la energie. Doamne ajută! Vreau să vi-l arăt, poate găsim altul mai bun, da, nu zice nimeni. Dumnezeu. Vreau să vi-l arăt pe domnul Ciolacu. Liderii s-au întrecut între ei în a face astăzi declarații și a plânge de milă românilor. Domnul Ciolacu vrea, poate pe bună dreptate, TVA 5% la energie. Hai să-l auzim și comentăm. În primul rând, reducerea TVA de la 19% la 5%. Este suportabilă, de către bugetul statului și credem în și pentru energie și pentru gaze și eu mențin părerea că această măsură trebuie luată cu data de 1 februarie. Alte compensări în plus față de cele anunțate, pentru că una dintre măsurile liberalilor este compensări în plus la gaze. Ne permitem? Cred că sunt mai multe variante. Inclusiv am văzut ce s-a întâmplat în Franța cu plafonarea prețurilor la energie la companiile de stat, acea mai mare companie de stat, și aceasta este o măsură pe care am putea să o luăm. Nu cred că cel mai important acum să găsim cine este vinovatul. Dacă doriți o părere personală, nu
este admis să liberalizezi prețul în plină pandemie. Pe de altă parte, fără să gândești efectele care vor urma. Care au cerut public demisia ministrului Energiei Virgil Popescu, în opinia dumneavoastră, ca președinte al celor mai mari. În opinia mea este că această decizie, se ia în cadrul coaliției împreună cu primul împreună cu primul ministru. Cum ne uităm la dorința asta a PSD-ului, domnul Negrescu? E o tendință normală, având în vedere ezitările și greșelile pe care le-a făcut. Sincer, domnul Popescu, în toți acești ani, de când a liberalizat piața energiei, a gazelor, era ne-a acolo. Povestit de cum vor scădea prețurile de pe lună la alta, despre cum ar trebui să ne comportăm în calitate de consumatori, ce ar trebui să facă economia, dar totul la nivel teoretic, pentru că în realitate domnul Popescu cred că nu înțelege cum funcționează economia și care este starea economiei reale. Și cred că pentru acest lucru, într-adevăr, ar trebui înlocuit cu altcineva care, într-adevăr, vină cu o perspectivă, să ofere niște soluții evidente pe care toți specialiștii le propun, inclusiv partidele le propun, din păcate nu sunt aplicate. Da, o soluție este reducerea TVA-ului, dar nu la producători, dar și pe lanțurile economice. Pentru că vă dau un exemplu oarecum corelat cu ceea ce se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă în capitală la prețul energiei, la prețul gigacaloriei. Știți că tarifele de transport pentru energia termică au crescut cu 95% și toată lumea se întreabă de ce au crescut cu 95%, că doar nu s-a întâmplat nimic pe conductele radetului, alea pline de găuri, ca să crești cu 95%. Deci trebuie redus TVA-ul și trebuie reduse costurile și plafonate costurile pe întregul lanț, de la producție până la consumatorul final, fie persoană fizică, fie persoană juridică. Asta eliminată e soluția. Toate accizele și toate chestiile astea și într-adevăr, eliminat acele plaguri de consum care nu cred că oferă niciun fel de perspectivă economiei în momentul de față. Nu, mulțumesc, doamna Barcari, vreau să adauge ceva. Domnul Negrescu, soluția este să se facă o reevaluare a calității și a costului de producție și de transport, pentru că toate sunt încărcate, supraîncărcate. Și producția în sine și transportul. Ele au fost tot timpul multiplicate, fără niciun suport material. Doar așa, că trebuiau. Și revenite la costurile reale. Aproape 40% din costurile la energie și gaze sunt taxe aplicate de statul român. Da, da. Așa încât te întreb, de ce avem nevoie, mai ales în perioada asta de stare de urgență economică, statul să nu fie solidar cu populația, cu firmele, să încerce să-și mai reducă din apetitul ăsta de taxare și să încerce să trăiască cu banii pe care are. Să fie o stare de criză și la guvern, nu numai în rândul mediului privat. Domnule Negrescu, trebuie resustinută industria, nu atacată cum e acum. Păi închidem societățile care ne-au mai rămas și care produceau ceva? Când astea sunt sarea și piperul banului de acum, adică să câștige niște băieți deștepți din energie, dar să piardă producători, adică efectiv cei care produc ceva în țara asta. Cine? Producătorul agricol, producătorul industrial, toți ăștia pierd. Și pierd cetățenii, bineînțeles. Pentru cine? Pentru niște băieți deștepți. Cum populația iese din iarnă? Păi nu-ți proteja și de unii și de alții, doamna Barcari? În ultimii 30 de ani ce-ați văzut? De toată lumea, nu. De toate guvernele, nu. Bine, dar deci, până când? Tranșem spațiul nostru. Vă spuneam că noi, societatea civilă, românii, cum ieșim din iarnă? Da, în primăvară va fi dezastru dacă nu se intervine. Dar economia până atunci va sucumba. Păi și ce facem și fără economie? Și nu mai are bani să ne dea nou la... Păi, ce facem fără economie? Deci asta ce e marea problemă. Are de toate Dorina când susține că problema numărul unu e... E industria care n-a mai rămas. Că nouă ne-au făcut mici avantaje în unele locuri invizibile, pentru că dacă mie îmi dai voie să consum 1000 metri cubi, s-a terminat. Mai nenorocit și nu folosește la nimic acea lege. Dar, iar problema, într-adevăr, e în zona gazelor, nu la energie electrică. Acolo lucrurile cât de cât... Se pot plăti, dar am înțeles că vin noi contracte și mi-a arătat un coleg al meu că e în tatonări cu un nou contract. Știți cât era, domnul Negrescu, prețul? 1,348 lei pe kilowatt oră. Dumnezeu. Deci 1,348. Da,
Deci i-a și venit colegul, mi-a trimis, am aici... Dar ăștia când fac prețurile astea, ce justificare productivă au? Adică ei au un deviz al costurilor care să justifice? Eu sunt convinsă că n-au sunt umflate. Din punct de vedere al prețului... E o junglă în piața energiei în momentul de față. Este o junglă în care băieții deștepți își permit, pentru că nu există reglementări, anuleze contracte peste noapte și să reînființeze noi contracte la prețuri diferite și companiile practic se trezesc. Dar mai uitați-vă la un lucru. Contractele n-au structură bilaterală. Își permit chiar să treacă în contract că ei au autoritatea să modifice unilateral contractul. Păi tu pentru ce mai închei contractul ăla? Ca să fie că ai luat legătura cu el? Dacă el tot schimbă fără să te întrebe pe tine, fără acordul tău? Este un contract unilateral, nu e bilateral. De reglementare care le permite acestor companii din domeniul energiei să joace cum vor ele și să trăiască din această speculă a prețurilor. Și de-aia am ajuns în situația, de exemplu, inclusiv pe piața energiei, balenele mari, jucătorii mari care au lichiditate, care au bugete, care au cantități mari cumpărate în avans această liberalizare. Au bugete de la noi, din banii furați de la noi. La nivelul pieței energiei, jucătorii mari închidă cei mici. Și practic această liberalizare s-a transformat într-un monopol al unor băieți deștepți care au o influență foarte, foarte mare. E o mafie, o mafie. Secundă, doamna Barcari. Domnul Hader încearcă să spună. Vreau să vă spun două idei care mi-au trecut în cap. Una, amenzile, domnule Negrescu, Dorina, amenzile, da, le dăm tot noi. Da. Pentru că amenziile se plătesc de aceste companii care sunt cu capital majoritar de stat, care au luat banii tot de la noi. Adică ce? De unde iau banii? Ce? E sancționat domnul ministru Popescu? Sau e sancționat ANRE-ul? Sau șeful care n-a intervenit? Sau cel care a făcut factura? Auzi, domne, de 50.000 de euro, am înțeles, am discutat acest lucru într-o altă televiziune, la ce? La un centru de copii, domne, incredibil, o școală cum ar veni. Trebuie, consumă mai mult decât spitalul județean, domne. 60.000 de euro la o mănăstire. Tu când faci acea factură, nu te uiți că este imposibil de făcut așa ceva? Deci iată cum văd lucrurile. Este însă cazul să se intervină. Eu cred că vor ajunge la o înțelegere. Problema esențială este, cum am mai discutat în alte televiziuni... Se configurează asta, enunțată și lăsați-se de să se certe acolo. Praf în ochi, 68%, rețineți, faptul că se atrecu pe piața liberă cu energia electrică, obligație europeană, dar nu și la salarii, de frică să nu vină altul de afară să ia mai mult, au băgat și românii energie acolo. Și acolo e saltul. De la câteva... Nu-i așa, domnule Negrescu? Acolo e câștigul imens. Că ăsta care îți vinde se pare că nu ia mare brânză. Asta chiar în situația în care zice că mai mult pierde decât câștigă. Intrarea aia acolo, de la producător, acolo este preț uriaș. De acolo pleacă. Bun, haideți să rămânem la ideologie, că de aici pleacă și liderii politici, apărându-și chipurile ideologia de partid. L-am văzut pe domnul Ciolacu spunând că vrea TVA cu 5%. E dreptul domnului Câțu să apară acum la televizor și să ne zică de ce nu vrea reducerea TVA-ului la energie. Hai să-l ascultăm. Nu sunt de acord să reduci TVA doar pentru un anumit sector. Atunci creezi un avantaj necompetitiv sau un avantaj necinstit unui anumit sector versus altele în economie și nu sunt de acord cu astfel de sectoare. Dacă vrem să luăm o măsură de genul să vedem cu TVA la zero, foarte bine, deci eu vă spun că nu vom face decât să creștem profitul unor companii. Va fi foarte greu să vedem o scădere a prețurilor, dar asta este opinia mea de economist. Ceea ce spun este ca președinte al Partidului Național Liberal că voi susține orice reduceri de taxe care se aplică unitar în toată economia. În primul rând, trebuie aplicate măsurile pe care le avem acum, care duc la o reducere cu 33% a facturilor, a energie. Aici, iarăși, trebuie văzut dacă măsurile acestea au fost aplicate corect sau nu de către sistemul energetic sau de către furnizori și pornim de acolo. România de 30 de ani, dacă nu investești în energie și mai și reduci din capacitățile de producție, era normal la un moment dat să ai astfel de probleme. S-a alăturat discuției vicepreședintele PSD Gabriel Zetea. Bună seara, domnule deputat. Dați-ne vești bune. Bună seara. A ieșit fum alb în coaliție, în ședință, pe treaba asta? Sau se lasă cu bătaie, cu certuri, cu demiterea lui Popescu și cu 68% pe kilowatt oră? Dacă se lasă cu bătaie și asta duce la scăderea facturilor oamenilor, să se bată. Să se întâmple.
Bun, glumă, dar serios? Doar să existe soluțiile necesare pentru ca românii să aibă facturi ceva mai mici în perioada următoare. Păi nu prea există, că nu se înțeleg ideologic vorbind. L-am auzit adineori pe Cîțu. Există foarte multe soluții și în primul rând, atunci când vorbești despre soluții despre viitor, înveți din greșelile trecutului. Care e cea mai mare greșeală pe care a făcut-o România, guvernul României, în ultima perioadă când vorbim despre energie? Păi liberalizarea pieței. Hey. Păi dacă e o greșeală și a dus lucrul ăsta la creșterea prețurilor la factura la energie, pa și la energie electrică, dar uite că și la gaz în trecut, atunci renunțăm la asta, revenim la o piață foarte reglementată. Bine. Aia e altceva. Foarte bine. Păi și cu rigorile Uniunii Europene suntem în regulă? Să se ducă cu ele. Haideți să ne înțelegem și cu asta, cu rigorile Uniunii Europene și a Comisiei Europene. Într-adevăr, există angajamente pe care România, guvernul României, indiferent de cine formează guvernul României la un moment dat, ce partid politic, există angajamente pe care România și le-a și pe care trebuie să le respecte. Dar în același timp vă pun eu o întrebare public, întreb eu public să se audă așa. România, guvernul României își poate asuma o amendă de la Comisia Europeană? Își poate asuma o procedură de infringement, dar în același timp să ia niște măsuri pe termen scurt pentru a salva situația? Fie că vorbim despre a ajuta oamenii să treacă mai ușor peste iarnă, fie că vorbim de a ajuta întreprinderile. Deci către asta ne îndreptăm, că dacă mă îndrepați pe mine, noastră sunteți la guvernare, domnul Zetea. Deci către asta ne îndreptăm. Eu mi-aș asuma, dar uite, mă uit așa consternat la cinismul cu care colegi de guvernare, și vorbim aici despre domnul Cîțu, care este președintele Partidului Național Liberal, vorbește despre reducerea TVA, de exemplu, alimentele de bază. Dânsul consideră că a ieftini produsele alimentare de bază pentru oameni, ceea ce înseamnă coșul minim de produse necesare pentru supraviețuire, același lucru cu a ieftini și a reduce TVA-ul la iahturi sau la mașini de lux sau la ceasuri sau la tot felul de produse extravagante pe care le folosește dânsul, că dânsul nu mănâncă pâine. Și atunci nu are nevoie să reducă TVA-ul la pâine, că el nu consumă. Da. Domnul Negrescu, spuneți că abia acum deci, auzim. Uite reglementările în vigoare care prevăd în momentul de față un TVA de 9% la alimente și de 5% la ceea ce mâncăm la restaurant. Deci oricum sunt cote diferite de TVA. Mai e 5% și la produsele bio și cu calitate controlată. Deci avem cote diferite de TVA. Nu poți să spui acum să faci filozofia taxelor când tu deja aplici niște TVA-uri diferite pe aceleași industrii. Deci ceea ce a spus dânsul mai devreme în declarația care a dat-o nu are nicio legătură cu realitatea economică în care ne aflăm. Asta îl reprezintă. E legătura lui cu realitatea. La fel vreau să vă întreb. El este un mare susținător a cotei unice de impozitare. Păi avem cotă unică de impozitare în România? Că și acolo e diferit. Micro-întreprinderile plătesc într-un fel, impozitul pe profit, mai există deduceri. Deci sunt cote diferite de impozitare în România astăzi, în acest moment, în momentul în care domnul Cîțu ne vorbește despre principii economice pe care dânsul le-a citit în cărți sau le-a fi învățat la universitățile pe care le-a făcut sau nu le-a făcut în America. Din păcate, discuțiile astea politice sunt sterile. Da. Ori venim cu soluții clare și renunțăm la liberalizarea pieței pe energie pentru a ieftini facturile, ori restul sunt povești. Pentru că, într-adevăr, măsurile care s-au propus, reducerea TVA, compensarea prețului certificatului verde și a cogenerării, sunt importante și o să reducă prețul facturii. Dar nu cu cât ne așteptăm. Bun, domnul Zetea, când intrați să implementați chestiunile astea? Că avem diferență și între ce ne spunea șeful noastră la partid și ce ne spunea șeful guvernului. De ună zi, 1 februarie sau 1 aprilie? Păi, și asta e o treabă importantă. Dacă vorbim despre 1 aprilie, atunci mai avem timp. N-avem rost să se întâlnească astăzi. Puteau să se întâlnească și săptămâna viitoare și peste o lună, că până în 1 februarie mai sunt vreo 3 luni. Deci ori 1 februarie, ori dacă nu, eu nu înțeleg despre ce vorbim. Adică, nu știu, cei de la coaliția asta, nu contează, toate partidele, PNL, PSD, UDMR, ei nu citesc, nu știu, postările pe Facebook ale oamenilor, nu se uită la televizor, nu se întâlnesc cu oameni pe stradă, nu merg până la magazin ca să se întâlnească cu primul român și primul român să-i spună, domnul politician, dar nu, vecine, că dacă sunt vecini și merg la magazinul de la colț, cum mă duc eu, de exemplu, mă întreabă vecinii. Bă, vecine, dar ce facem cu facturile astea? Adică românii ne arată că există o problemă. Nu mai trebuie să învățăm asta din, eu știu ce, cărți savante pe care ni le tot spune domnul Cîțu.
Păi, domnul Zeta, stimați invitați, când o ducem cum o ducem, îi înțeleg și eu pe guvernanți că nu mai dau ochii cu vecinii și nu merg la chioșcul din colț. Mă uit la domnule profesor Hader, la datele astea de săptămâna trecută ale Institutului Național de Statistică. Cu 94% din veniturile poporului care se duc pe cheltuieli de consum, plata facturilor și dărilor către stat, da? De 61,7% și cu 32,4%, cât dau, domn profesor? 94%, 94%, da? Da? Deci cheltuieli cu păpica, și, deci produse alimentare și băuturi nealcoolice, 15%, aproape 16%, dăm cu locuința, electricitatea, gaz. Deci, cum să dai ochii, tu, politician, care ai tolerat treburile astea și starea asta, de fapt, a populației? Am făcut un calcul, domnule Bucur, la asemenea cheltuieli și am zis cam cum poate să distribuie un om care are pensia minimă, 1000 de lei, acei bani, având în vedere procentele pe care le-ați arătat noastră, aproximativ la fel. 350 de lei rămân de mâncare. Îi rămân? Da, nu i-am pus, e 35% aproape. Deci 350 de lei pe zona mâncare. Pentru că trebuie să plătească celelalte cheltuieli. Măi, 1000 de lei deci, pensie. Deci încă o dată eu am mers, dar am plecat, am luat procentual. Păi stai că nu i-au venit alea. Păi vin. Păi nu i-au venit, că am făcut calcule până să se ajungă să le vină facturile la energie electrică ceva mai mare. Acolo încă nu s-a produs boom-ul, dar la gaze au început să apară cheltuieli. Cine are centrală pe gaze, fiecare o cămăruță sau două, e terminat. Mai ales dacă are salariu mic sau pensia mică, nu are nicio șansă nici măcar să se încadreze în cei 200 de metri cubi, chiar dacă are două camere. Pentru că este nu știu cine a pus așa ceva. Un om care n-a avut nicio idee legată de consumul clar al unei familii, al unei case. Ori n-a deci, avut idee, deci, n-a avut bun deci îi rămân așa, vreo 300 și ceva, 400 îi dădea pe locuință. Cum a zis voi aici? Numa? Da, păi nu-i veniseră facturile de iarnă, Dorina. Asta a fost acum vreo două luni de zile. Păi da, acum? Acum. 700. Acum, medicamente nici mai rămân. Doamna Barcari, astea sunt date seci. Într-o clipată așa, într-o statistică de la INS. Media, media națională așa e. Reală, nu vi s-a întâmplat să constatați că lumea trăiește pe datorie? Eu am vecini sau pe sacrificii care inumane. Trăiesc și se împrumută și mănâncă de la chioșcul și alimentarea din colț pe caiet, datorie. Da. Mai ales în anumite zone rurale, la și margine București. Și acum când se vor închide întreprinderile astea, ce or să facă? Păi, că au copii, au probleme. Ce fac oamenii ăștia dați afară din Alro, care și-a închis deja două hăli de un județ, electrolizare? Toate localitățile din jurul Slatinei vor fi terminate. Domnul Negrescu, și dacă rămâne PSD-ul la putere, de unde dă domnul Negrescu? Păi nu trebuie să dea, trebuie să plafoneze. Trebuie să plafoneze și să creeze posibil. Nu trebuie să dea bani din propriul buget. Te duci frumos la producător și plafonezi prețurile la nivelul din semestrul 1-2021. Da. E o decizie administrativă. Da, ți-asum că nu mai încasezi atât de mulți bani la buget pe cât ți-ai propus. Bun, asta și dacă da. Se sperie și echipurile investitorii ăștia și o iau la sănătoare. De ce se sperie? Că dar nu mă supărați, care investitori? În momentul în care ți-asum prețuri mai mici la energie, trebuie să tai de undeva. Și de unde tai? Din cheltuielile nesăbuite cu companiile de stat, că tot investim acolo, tot fel de bani. În fiecare an sunt miliarde de euro care se duc în companiile de alea de stat, care nu fac nimic. Taie frunză la câini, cele mai multe dintre mai degrabă, domnule Din toate Bucur. Cheltuielile care au legătură cu investițiile alea absolut bizare pe care le face statul român și hai. Să încercăm nu, să, dar ne, să ne limităm la cât avem. Asta investitorii e. Chiar pleacă în aceste condiții de ce mulți. Să ne tot bazăm pentru că sunt speriați de ceea ce vine. Că nici în Germania n-au prețul ăsta, nici în Franța. Păi ce facem? Normal că pleacă investitorii ăia care sunt, care mai sunt, cum zicea domnul Zeta. Dar miliardele alea pe care le-au tot împrumutat până acum, unde au fost investite, domnule? Știe domnul Cățu. Ce producție industrială avem? De unde, domnule? Nu e chiar așa. Nu e, domnule Grescu. Bugetar. Nu. A, salarii? Nu. Zic că au plătit. Chiar atâtea miliarde. Zic că au plătit. Totuși, domnul Negrescu, la 50 de miliarde într-un an jumate, dacă mulțiți cu 5, sunt 250 de miliarde, domnule. Categorie. Că sunt de euro împrumutați. Cât e factura salarială pe sectorul bugetar? Da, chiar atâta, lăsați-o încolo. 110 miliarde din câte păi știu, da, toți banii ăștia... 110 miliarde e factura salarială. Da, dar atenție, dar ce țara asta nu mai dă nimeni bani la stat? Și nu mai produce nimeni? Am avut datorii de dat.
Se rostogolesc datoriile, domnule Negre. Eu nu sunt adeptul tăierilor, în niciun caz. Sunt adeptul creșterii economice, adică să-i dai posibilitatea firmelor să respire, adică să le mai tai acum din taxele alea pe salarii. Le-a nenorocit acum. Să le tai din toate taxele alea care sunt acolo și să creeze locuri de muncă și să investească. Le-a tras heblu acum, vorbind în limbaje electronice. Dacă îmi mulțumesc frumos. Domnul Zeta, vă rog, pe final. Dacă îmi dați voi, uite, eu aș vrea să vă atrag atenția în ceea ce privește un sector economic extrem de important în județul Maramureș. Eu sunt maramureșean, în județul Maramureș, principalul contributor la PIB-ul județului reprezintă industria lemnului, cei care prelucrează și care fac mobilă. În ultimul an de zile, de triplu este prețul materiei lemnoase, lemnul efectiv tăiat pe picior în păduri. Triplu față de acum un an de zile. Prețul la energie, cel puțin pentru IMM-urile, societățile comerciale românești, s-a triplat de asemenea. Oamenii ăștia nu mai sunt competitivi pe piață, nu mai pot să-și mențină prețul produselor pe care s-au angajat că le vor livra la export în Uniunea Europeană, la o parte dintre ei și în China. Sunt zeci de mii de locuri de muncă care sunt în pericol în această perioadă să se închidă, pentru că statul român, pe de o parte, nu mai dă materii prime, iar pe de altă parte, dar inclusiv... Dar cum nu dă, domne? Nu mai avem răgaz? Nu dă la austrieci? Două informații. Nu, dacă... prețul la lemn în România este și mult mai mare la fel? Decât prețul la lemn în Austria. Și domnul când îl trimite la Zweipovere, la fel? Sunteți un personaj important pe scena politică, vicepreședinte PSD. Da. Vreau să-mi validați două informații din această seară. Vom avea demiterea sau demisia ministrului energiei Popescu? Eu nu pot să lezez sentimentele colegilor de la Partidul Național Liberal, dar ceea ce este evident este că strategia pe care domnul Popescu, în funcția de ministru a energiei, a avut-o pentru România a fost total greșită și tot ceea ce a spus, în special în ultimul an de zile, a fost efectiv eronat. Și a doua chestiune foarte scurt. Dacă mențin într-o funcție, e o greșeală. Da. Dacă mergeți pe varianta PNL-ului, cum s-a auzit în această seară, până pe 31 martie, prețul energiei plafonat pentru clienții casnici la 0,68 pe kilowattoră. Foarte scurt, vă rog. Deci, eu personal aș fi de acord cu renunțarea la liberalizarea pieței energiei și revenirea la o piață reglementată, că asta înseamnă în primul rând eșecul guvernării Câțu. Domnul Zeta, mulțumesc. Domnul Negrescu, bună seara. Exact. Mulțumesc tare mult. Doamna Varcari, domnule Hader, rămânem pentru că vorbim despre imaginea praf a poliției și a Ministerului de Interne, sinecuri, politizare, protecție pentru vinovați, cazuri șocante întâmplate în ultimele zile. Ne întoarcem și povestim.